Deci eu sunt Sergiu Pușcaș, lucrez ca UI UX designer în cadrul companiei Iopesto. Am experiență în designul interactiv de 5 ani. La moment gândesc și creez designul pentru aplicații mobile pe platforme iOS, Android, dar și altele precum Apple Watch și Apple TV. Eu vă voi vorbi despre User Interface Design, prescurtat UI, tradus în designul interfeței utilizatorului. Vom încerca să spunem ce este aceasta, care sunt elementele, componentele, care sunt cele mai bune practice și cum putem asigura un UI bun în aplicațiile și website-urile noastre. Ok. Deci, la întrebarea ce este designul, sunt mai multe noțiuni, sunt mai multe reguli, poate fi spus în diferite moduri. Dar un lucru este de bază, că designul este o metodă de rezolvare a problemelor. Fie aceste probleme de natură vizuală sau de natură fizică. Sunteți de acord cu mine? Da. Ok. Scopul principal a designului este de a oferi produsului calități funcționale, tehnice, estetice, ergonomice și economice, pentru a face acceptabil către consumator pe o anumită perioadă de timp. Iar esența designului este, de fapt, crearea unor produse eficiente. Apare întrebarea, ce este un design bun? Dieter Rams este un designer industrial german, care este legat strâns cu produsele Braun și deci, produsele Braun create de Dieter Rams au stat la baza inspirației creierii produselor Apple. Deci, el și-a dat întrebarea și a zis că un design bun nu poate fi măsurat, dar el trebuie să respecte 10 principii bune. Deci, dacă un produs sau un design este inovativ, face un produs util, este estetic, face un produs înțeles, este discret, onest, de durată, amănunțit, prietenos cu natura și cât mai puțin design posibil, atunci acest design este bun. Vom vorbi despre tipurile de design. Sunt foarte multe tipuri de design, dar cele care se intersectează cu UI-ul sunt câteva. Este designul grafic. Designul grafic lucrează cu imaginile, ilustrații, tipografie sau alte tipuri de imagini, atât în mediul web cât și print. Designul industrial creează obiecte fizice pentru consum în masă. Și designul interacțiunii, care este strict focusat pe satisfacerea necesităților și cerințelor persoanelor care vor folosi acest produs. Designul interacțiunii se împarte în două părți și este anume ceea despre ce vom vorbi astăzi. Este designul interfeței utilizatorului și este designul experienței utilizatorului. Sau UI și UX. Eu voi vorbi despre UI și ce este de fapt UI. Designul interfeței utilizatorului este designul unei aplicații sau a unui website cu focusul pe experiența și interacțiunea utilizatorului. Produsul de design trebuie să balanceze între funcționalitatea tehnică și vizuală a elementelor pentru a crea un sistem care nu este doar operațional, dar util și adaptabil la schimbările de care are nevoie utilizatorul. Scopul designului UI-ului este de a face interacțiunea utilizatorului cât mai simplă și eficientă posibil. Vom trece rapid peste elementele designului, adică din ce e compus el. Este linia, adică cel mai mic element ar fi punctul, legătura dintre două puncte reprezintă linia, este suprafața sau figura, deci poate fi o figură simplă geometrică sau poate fi o figură care se poate găsi și în natură. Este direcția. Orizontalul sugerează calmul, stabilitatea și liniștea. Verticalul sugerează echilibru, uneori creșterea. Oblica poate fi un urcuș sau un coborâș.
Mărime este relația dintre area ocupată de o formă în raport cu altă formă. Textura sau factura este calitatea și specificul suprafeții în forme. Deci poate fi dur, neted, moale, tare, lucios. Culoarea este lumina reflectată de la obiectul. Dacă ați avut de afacere, sau dacă sunteți din domeniul IT, cunoașteți că culorile cel mai des se folosesc în paletă sau nuanțele de RGB, Hex, Mic și HCB. RGB vine de la Red, Green, Blue, adică practic toate monitoarele lucrează în această sistemă. Hex este sistemul hexadecimal, din 6 cifre. Cel mai des se folosește în cod, în HTML, în cod cel mai des. SMIC este specific pentru print. Vine de la Cyan, Magenta, Yellow și K, care e Black. Și HSB. Deci acesta este Hue, Saturation și Brightness. Ca o recomandare, ar fi foarte bine să învățați anume ultima paletă, pentru că este mult mai ușor de a controla culoarea și de a găsi nuanța potrivită. Deci vine de la Hue, Saturation and Brightness, adică nuanță, saturație și luminozitate. Astfel, e mult mai ușor să găsești culoarea. Principiile designului, om trece și peste ele rapid. Deci este echilibrul care oferă stabilitate și structură designului. Este echilibrul simetric și este echilibrul asimetric. În genere, ce este echilibrul vizual? El se aseamănă foarte mult cu cel din natură. Adică, după cum vedeți în imaginea ilustrată, un obiect care este mai mic și mai îndepărtat de centrul de greutate poate menține un obiect mai mare care este mai aproape de centrul de greutate. Deci lucrează la fel ca și în fizică. Dacă vorbim de echilibru simetric, este oglindirea stângă în dreapta și invers, poate fi prin reflexie, translație, rotație. Este echilibrul asimetric, care nu este oglindire, dar iarăși este o balansare. Și este echilibrul optic, formal sau neformal. Proximitatea este legătura dintre distanța, apropierea, combinația elementelor. Deci proximitatea nu înseamnă că elementele trebuie să fie doar apropiate, dar să fie într-un mod sau altul legat una de alta. Astfel, relația va fi interpretată de utilizator ca un grup de asemănări între elemente. Alinierea elementelor permite crearea unei conexiuni vizuale între ele. Deci, dacă atragem atenția la primele patru figuri, ele sunt haotice, cele de jos deja le interpretăm vizual ca un grup. Repetarea este foarte ușor observată de om. Adică atunci când un obiect se repetă de mai multe ori în natură, el este ușor observat și luat în considerație. Ea contribuie la crearea asocierii și a coerenței. Repetiția de obicei oferă calmul votului uman și utilizatorul, să zicem, când vede ceva care se repetă, el știe ce va urma sau știe cum să interpreteze acest obiect sau element. Contrastul este juxtapunerea elementelor opuse. Contrastul poate fi obținut prin opusul de culoare sau în genere, contrastul reprezintă evidențierea elementelor cheie a designului. Contrastul poate fi obținut, să zicem, la culori, prin culorile opuse pe plata culorilor, prin valori opuse, de exemplu, întunecat și luminos, prin direcție verticală sau orizontală. Contrastul permite evidențierea unor anumite elemente. Spațiul. La fel de important este și spațiul care se află între elemente. În design el mai este numit și white space. Vom vorbi despre aceasta puțin mai târziu.
dar spațiul sau relația între elemente, la fel, este atât de important ca și elementele în sine. Greutatea vizuală și adâncimea vizuală. Ce mai fi și asta? Deci, greutatea vizuală o putem observa mai mult în design, în natură, deja suntem deprinși. Deci, avem în exemplu această imagine unde fluturile este mai mare și prezintă o greutate vizuală mai mare decât elefantul. Cum are loc acest lucru? Deci, doar având elefantul mai mic alăturat, doar astfel putem observa că fluturile este mai mare. Deci, greutatea vizuală este relativă, în dependență de ceva. Greutatea vizuală ajută utilizatorul să observe lucrurile importante. Ele atrag atenția mai rapid. Iarăși contrastul, care este, am vorbit că este diferența între nuanțele deschise și cele închise. Și trebuie să atribuim un contrast mai mare elementelor mai importante. Adâncimea în imagine este, iarăși, din natură. Atragem atenție mai mare elementelor mai apropiate de noi. Putem observa că este adâncime datorită efectului de blur sau vizibilitatea mai redusă a obiectelor îndepărtate. Elementele mai mari, de obicei, sunt mai apropiate și, iarăși, obiectele mai importante trebuie să fie mai aproape de utilizator. Mergem mai departe la tipografie. O să traduc tipografie, să nu vă gândiți la tipografie unde se printează de obicei. Mă refer la tipografie. De ce tipografie este important? Unii zic că atenția la tipografie și însăși tipografie în design este practic 90% din acest design. De ce este acest lucru? Pentru că evidențierea și lucru cu contextul textual, aceasta este și cel mai important. Restul deja rămâne, să zicem, imaginilor sau culorilor sau altor chestii. O să încercăm să trecem prin elementele la tipografie și să vedem cum putem asigura în website-urile sau aplicațiile noastre o ierarhie și o tipografie bună. Deci, în genere, ce reprezintă tipografie? Tipografia reprezintă arta și procesul de aranjare a textului pe diferite suporturi media. Ea este alcătuită din caractere, adică literele, semnele de punctuație, cifrele, care împreună creează fontul. Avem în față o imagine care prezintă anatomia, să zicem, a tipografiei. Încerca să trec peste careva elemente. Deci, aceasta este linia de bază, sau baseline. Este linia pe care se plasează textul. Aici nu este în imagine, dar la acest nivel, deasupra literelor mici, este midline, adică linia mijlocie. În genere, fonturile se împart în două categorii mari. Sunt serife și sans-serife. Fonturile serife pot fi traduse ca fonturile cu codiță sau cu o extensie la capetele lor. Deci, pentru cei care poate nu înțeleg, serifele de obicei este Times New Roman, da? Sans-serif este Arial. Adică sunt aceste două categorii mari, deja după ele mai apar și, să zicem, slab serife. Odată cu apariția spațiului web, au apărut și fonturile slab serife, care nu au acele codiții sau extensii ascuțite, dar sunt mai bine vizibile la monitor, indiferent de rezoluție. Fonturile serife oferă o autoritate, să zicem, sau un moment
mai serios textul care este. De aceea cred că fiecare la universitate a făcut toate lucrările, sau era obligat să facem lucrările în Times New Roman. Fonturile sans serif sunt mai prietenoase, sunt mai umanistice, să zicem. Dacă continuăm să mergem cu anatomia la typography, vom vedea că acesta este the sender, adică partea care cade sub mean line este the sender-ul, ascender-ul este partea superioară la mean line. Înălțimea între baseline și mean line este înălțimea X. Ce mai avem interesant? Cam acestea sunt cele mai importante. În fonturi de obicei, în fonturile bune, profesionale, putem găsi sau sunt făcute situațiile când două litere se unesc într-un mod urât și ele sunt schimbate printr-o legătură comună. Deci când avem FI, se schimbă cu acest simbol pentru a crea o lizibilitate bună. Sau FL, sau FFL, sau FFI. Deci, în aceste situații, de obicei, cel mai mult se folosesc legăturile. Pentru a crea o lizibilitate bună în texte, se folosește kerning-ul și leading-ul. Kerning reprezintă spațiul dintre fiecare literă. Deci, dacă observați aceste două cuvinte, cum au fost ajustate spațiile între ele pentru a fi văzut mai bine. Și deci ce reprezintă însăși spațiul între litere? Pentru a avea un kerning bun și o spațiere foarte bună, trebuie să vă imaginați că între litere este, să zicem, nisip. Deci, pentru a avea un kerning bun, trebuie să avem aceeași cantitate de nisip între toate literele. Deci, vedeți cum a fost ajustat. A fost apropiat de T, A de V, și aici mai puțin. E ok? Mergem mai departe? Bun, aici încă o dată mai sunt repetate regulile. Deci, ierarhia. Undeva în secolul XVI, tipografii europeni au dezvoltat o serie de mărimi. Ele mai sunt asimilate ca notele muzicale în typography. Deci, și chiar peste 100 de ani, aceste... Și trecem la următoarea etapă. Ea este functional layout design. Aici vom vorbi mai concret despre layout-ul web. Am decis să ne axăm, cel puțin eu mă axez astăzi mai mult pe spațiul web. El este mai uniform, mai... și pur și simplu n-o să avem timp ca să ne axăm și pe cel mobil și pe cel web. Deci, care sunt bazele compoziției? De toate timpurile s-a observat o relație strânsă între matematică și modelul frumuseții. Adică cum s-ar putea exprima frumusețea prin regulile matematice. Iată de ce, de toate timpurile, s-au încercat a găsi formule pe care artiștii le-ar utiliza în crearea unor opere de artă sau ceva plăcut ochiului. Astfel a apărut secțiunea de aur. Secțiunea de aur mai este numită golden ratio, din greacă este phi, și ea este egală cu 1,618,033, de obicei este rotunjită la 1,62. Ce înseamnă ea și de unde s-a luat? Deci s-a observat că ea, această secțiune este, deci, mai sus este formula ce înseamnă, adică raportul dintre latura mai mare supra la cea mică este egală cu suma lor raportată la latura mai mare și este egală cu 1,683.
Ideea că oamenii de știință au observat anumite repetiții în peste tot, în natură, în corpul uman, în animale și chiar și în spațiu. Deci, precedent avem în numerele Fibonacci, iarăși este această secțiune de aur. Această secțiune de aur poate fi întâlnită și în arhitectură, în arhitectura veche, este în pictură, denumită Mona Lisa, iarăși se supune aceste reguli. Chiar și corpul uman, dacă luăm și împărțim, să zicem, brațul sau părțile brațului, iarăși ajungem la același număr. Iată de ce s-a considerat și se consideră că aceasta este o regulă care ar putea fi utilizată și în artă, și în design, pentru a asigura ceva plăcut ochilor. Dacă să fiu cinstit în design, din punctul meu de vedere, mai ales un web design, este utilizat mai rar. Chiar destul de rar, mai ales apărând, după ce au apărut design responsive sau adaptiv, pur și simplu nu poți să te conduci complet de această regulă. Însă totuși unii se conduc de ea, așa că pentru cunoștințe generale e foarte important să cunoașteți ce reprezintă și cum se poate de utilizat. O altă regulă ar fi regula celor trei secțiuni. Această regulă a apărut din fotografie și ea este simplă, adică punctul de focalizare este la intersecția liniilor, celor trei linii de pe fiecare latură care se intersectează. Adică punctul de focalizare tot timpul va fi aici, aici, aici și aici. Cel mai important moment, asta vine din fotografie, cel mai important moment trebuie să fie anume în aceste puncte. Și am ajuns la balanță sau la echilibru. Deci, sunt mai multe tipuri de echilibru și cum el ajută ochiul utilizatorului să se simte calm. Deci, chiar așa am vorbit că acest echilibru vine din natură. Iar atunci când nu se respectă un echilibru, acest lucru deranjează. Iată de ce, de obicei, se prin, să zicem, metoda simetrică, se oglindește partea stângă de partea dreaptă, ca să fie elementele asemănătoare după greutate. Adică să fie egale aceste elemente, sau este partea asimetrică atunci când elementele sunt de diferite mărime, dar împreunate au aceeași greutate. Chestia asta e un pic cam abstractă, dar conducându-ne de ea, putem să menținem sau să prevenim frustrarea utilizatorului. Deci, nu trebuie doar să ne menținem pe modelul simetric pentru a păstra un echilibru bun. Vedem că balanța asimetrică este la fel de puternică și uneori estetic mai frumoasă chiar ca cea simetrică. Simetrică uneori devine chiar plictisitoare. Deci, rămâne la decizia designerului sau creatorului să folosească balanța dorită de el. Sper că am răspuns și la întrebarea care era cu echilibru. White space. Ce este aceasta și cum se poate de urmări? White space, tradus ca spațiul alb,
este de fapt spațiul gol, eu nu numai decât să fie de culoare albă, dar este spațiul gol care rămâne în jurul elementelor. De ce este el important? Datorită spațiului alb, putem să atragem atenție sau focus mai mare la produsele noastre, la textul nostru. Absolut orice din pagina are nevoie de spațiul alb pentru a fi. Avem aici un exemplu cu două site-uri din același, să zicem, în aceeași categorie, care vinde ceva. Și putem să vedem că, în primul rând, s-a ținut complet cont de spațiul alb. Astfel s-a produs o, nu știu, un haos vizual, pur și simplu, unde pur și simplu te pierzi și nu găsești absolut nimic de ce ai nevoie. Ce și-a fost bine făcut în cazul 2, când pentru fiecare element sau fiecare produs este destul spațiul alb, chiar și în filtrul în categorii fiecare element are spațiul alb destul, așa că ochiul liber se poate să parcurgă peste toate produsele, toate elementele și ușor să fie clar. Deci, cam asta e ideea, poate n-ați întâlnit, dar sunt clienți care vor cât mai mult într-un loc și cât mai aparte și de ce e atât de mult spațiu alb și așa mai departe. Spațiul alb este foarte important în design și trebuie de ținut cont de el la fel ca și de elementele colorate, designuite și așa mai departe. Următoarea este ierarhia. Ce este ierarhia și cum ea este vizibilă și disponibilă în website? Deci, clar că omul nu poate vedea sau cel puțin nu poate atrage atenția la toate elementele îndată. Iată de ce eu va începe a citi ca și textul dintr-o parte și va ajunge în alta. Textul de obicei noi îl citim noi, cei de aici sau latinii, citim din stânga la dreapta, citim fiecare literă în continuare. În website sunt anumite elemente care atrag atenția omului unele mai tare ca altele. Deci care ar fi aceste elemente? Aici este indicat că în primul rând vom atrage atenția la fața din poză, după care la textul sau titlul mai mare ce urmează, după care la buton și după aceea, da, vom trece la următoarele categorii sau imagini sau ce mai sunt acolo. Deci e foarte important să aducem în față sau să prevedem ochiul utilizatorului. Ce e cel mai important sau ce e esențial? Utilizatorul trebuie să vadă în primul rând. Nu o să punem butonul cumpără undeva jos, unde el va vedea în ultimul rând. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru. De obicei, citirea se începe din stânga de apă. Sunt anumite elemente care atrag atenția, mai mult ca altele, și trebuie să ținem pur și simplu cont de aceste momente ca să păstrăm o vizibilitate bună în site-urile noastre. Se zice că nu este nevoie de multe culori în website. De ce? Pentru că ele mai des distract decât au funcționalitate logică. Fiecare culoare folosită trebuie să fie folosită cu un anumit scop. Trebuie să răspundă la întrebare de ce este folosită anume nuanța asta, anume culoarea asta și nu alta. În toată paleta de culori. Trebuie să ținem cont că culorile mai sunt unele mai țipătoare, altele mai pale și să păstrăm un contrast bun, o vizibilitate bună și o evidențiere bună. Adâncimea. Pagina web de obicei este un spațiu bidimensional. Da, omul e deprins sau vizitatorul e deprins să vadă în spațiul 3D, bidimensional. Noi putem să creăm acest lucru, iarăși, aducându-ne aminte din elementele design-ului, de adâncime, aducând de elementele mai importante, mai în față,
și creând spațiul prin adăugare efectului de blur sau de crop shadow și așa mai departe. Astfel, utilizatorul poate vedea și poate atrage atenția la elementele care sunt mai importante sau care se dorește a fi observat în primul rând. Simplitatea este ceva de care ar fi trebuit și trebuie să țină cont fiecare din noi. Deci, dacă pur și simplu continuăm să adăugăm elemente unul peste altul, atunci ele pur și simplu la un moment dat nu mai sunt funcționale, dar sunt pur și simplu de dragul frumosului. Deci, keep it simple tot timpul și să știm că prea multe animații, prea multe coricele, pur și simplu la un moment dat distrag. Adaugă elemente doar atunci când ele sunt necesare și răspund un anumit scop. Default. Ce este aceasta? Probabil una din cele mai populare concepții greșite este default. Adică tendința de a pune toate elementele din pagină pe prima vedere a ecranului nostru. Adică ai deschis website-ul, trebuie să vezi tot ce e important pe acest spațiu. Deci este o concepție greșită pentru că a fost demonstrat de mai multe ori, pur și simplu că dacă utilizatorul este interesat în prima parte, 80-90% din utilizator vor scrolui mai jos să vadă ce este mai departe. Adică, țineți cont că website-urile pur și simplu sunt scrolabile și cea mai apropiată acțiune a utilizatorilor este scroll. Imaginea sunt atât de importante în designul nostru și ele, cum am vorbit, pot direcționa foarte bine privirea utilizatorului. De obicei, oamenii sau fețele oamenilor atrag atenția utilizatorului cel mai bine. Sau crearea spațiului sau direcționarea. Deci, vedem în prima situație cum mâinile creează un punct de focus spre centru. În a doua situație, cum se atrage atenția la privire. În a treia situație, prin o grafică, se parcurge ochii parcurg un traseu vizual ca să fie conduși la textul ce urmează. Deci, trebuie să ținem cont că imaginile sau graficile folosite foarte bine conduc direcționarea ochilor utilizatorului. Potrivit unui studiu, omul are tendința să privească acolo unde este ghidat de privirea altcuiva. Aici este un exemplu sau un studiu interesant unde se calculează eye tracking-ul sau acesta este punctele astea verzi și roșii sunt rezultatul privirii utilizatorilor. Adică unde utilizatorul a privit, mai mulți utilizatori au privit în același punct, aici este punctul roșu. Unde mai puțin, acolo este verde. Deci avem un exemplu unde copilul stă și privește bilet și avem un următor exemplu unde copilul privește spre text. Deci putem vedea cum s-a schimbat focusul utilizatorului de la o imagine la altă. Câtă importanță are unde privește persoana din imagine. Adică, cum s-a mai zis, este tendința de a parcurge sau de a vedea la ce se uită persoana din imagine. Astfel putem atrage atenția la textul din imagine și vedem că odată să mai dau imaginea din spate. Să vedeți câtă atenție este la text, în prima și în a doua situație. Cred că este clar. La fel, am mai fost demonstrat că
omul sau utilizatorul atrage atenția mai mare și pe mai mult timp la copii mici și la femei frumoase. Adică dacă sunt utilizate aceste personaje, atenția este mai mare. Dar nu prea mult și nu trebuie. Titlul. La fel, ochii noștri tind să vadă obiectele mai mari și acesta de obicei este titlul. Titlul are destinația de a atrage atenția cititorului, de a ști textul mic care este mai departe. Trebuie să folosim cu măsură titlurile și tot timpul ele să coincidă cu ce urmează. Să nu fie situația că pur și simplu s-a încăpat să ia atenția și mai departe nimic despre ce s-a spus în titlu. Call to action. Ce este call to action? Este chemare spre acțiune. De obicei sunt butoanele care fac o diferență sau o schimbare în website-ul nostru sau aplicația noastră. Prescurtat este CTA și deci, CTA-ul este denumirea sau cuvântul sau textul împreună cu butonul pe care se află. Și ei cheamă la acțiune. Care ar fi regula generală sau formula generală pentru un CTA bun? Iarăși, prin mai multe studii a fost demonstrat că un CTA bun trebuie să aibă un verb, o chemare la acțiune, un beneficiu ce vei obține și o urgență sau loc, adică feel sau now. Aceasta poate duce la crearea unui buton lung pe pagină. De obicei, dacă reușim să scurtăm sau să facem această formulă într-un text mic, ea are succes foarte bun. Iată, de exemplu, în acest studiu, având textul Discover Your My 25 Subscription, a creat 500% creșterea click-urilor pe acest buton în comparație cu variantele mai jos. Și iarăși, un alt exemplu. Care credeți că va fi mai des apăsat buton din aceste două? Submit, da? Deci vedem cum schimbarea textului schimbă complet scopul sau acțiunea sau înțelegerea utilizatorului. E foarte bine ca utilizatorul să înțeleagă ce va obține, de ce să apese anume acest buton. Deci el nu va apăsa de dragul apăsatului. Și trebuie să fie foarte strânsă legătura între ce este scris aici și ce urmează să facă. Dacă eu voi apăsa Get Your Free Book Now, nu trebuie să mă duci pe mine pe pagina de Facebook pentru a mă loga. Deci trebuie să mă duci direct la pagina necesară. Instrucțiunile. Instrucțiunile de obicei trebuie să fie cât mai scurte și mai directe. Trebuie să spunem utilizatorului exact ce trebuie să facă. Și nu trebuie să scriem ca pentru proști, dar trebuie să scriem clar. Astfel vom face ca instrucțiunile noastre să fie înțelese și să fie luate în considerație, nu doar skip sau next sau cancel. Butoanele de obicei sunt primare și secundare, adică butoanele care fac acțiunea pe care o dorim noi din acest website sau aplicație, ele se consideră butoane primare, iar celelalte pur și simplu secundare. Și de obicei se recomandă au folosit doar două tipuri de stilizare a butoanelor. Adică cel primar, să zicem, este buy, cel secundar este details. La fel și în aplicația web. E clar că avem situații sau de obicei aplicațiile, website-urile au mai multe tipuri de butoane. Dar ele trebuie să fie mai puțin vizibile și mai puțin
bătătoare la Logitech, să zicem butonul primar, și secundar deja în dependență. Uneori, butoanele secundare sau butoanele neproductive au o esență mare, cum ar fi, de exemplu, să faci delete la accountul tău, sau să faci delete la un fișier anumit. De ce trebuie să evidențiem? Cel mai bine e evidențierea cu roșu, pentru că roșu creează alerta și astfel utilizatorul va putea înțelege direct că este o alertă și dacă are nevoie să facă asta sau nu. Adică asta e o atenție totală. Pe când butonul cancel este, poate să pară doar un text. Dar dacă utilizatorul nu vrea să facă cancel, el va găsi acest buton. Labels. Ce sunt labelurile? Ele sunt spațiile cu text care spun sau indică ce vor face, să zicem, slider-ul, da? Sau unde ele ne conduc. În această temă, label-urile trebuie să fie cât mai simple, cât mai asemănătoare cu cele a sistemului. Pentru ca utilizatorul să înțeleagă că ele fac anume acest lucru care este presupus. Următorul capitol este Tools and Workflow. Adică instrumente și procesul de lucru. A fost făcut a fost intervievați sau, să zicem, a fost făcut un survey pentru mai mulți utilizatori și ascensiunea rapidă a aplicației Sketch se vede că crește foarte, foarte rapid. Deci, întrebarea a fost, care este aplicația ta de lucru primară? 34% folosesc Sketch. A fost, această întrebare a fost pusă la peste 4.000 de utilizatori pentru ascensiune foarte mare. Următorul ar fi Photoshop-ul, alții direct creează design-ul în HTML, CSS. Illustrator este folosit, altele, niciuna, InDesign și Fireworks. Hai să facem o întrebare aici. Câți dintre voi folosesc Sketch-ul? Câți dintre voi au sisteme smart? Da, tot așa o întrebare. Minusul la Sketch este doar pentru Mac. Din păcate... Nu știu, nu știu dacă este... Probabil asta este un plus. Din păcate, ei nu vor să creeze Sketch-ul și pentru Windows. Au zis că, iarăși, vorba de platforme, aici nu e o simplă adaptare a Sketch-ului în OS-ul Windows-ului, dar trebuie de revendită complet aplicația pentru a fi disponibilă pentru utilizatorii Windows. Bun. Dar câți trebuie folosit Photoshop? Da. Ce era și de așteptat, la noi sunt mai mulți utilizatori în Photoshop decât în Sketch. La fel mulți folosesc și Illustrator, deoarece el are acele artboard-uri. Ultimul update la Photoshop CC, avem și aici artboard-uri care ne favorizează foarte mult lucru în spațiul Wild-ul. Și mai e o noutate bună, nu știu dacă ați văzut, Adobe lucrează la un proiect, Comet, ați auzit? Acest proiect sau acest produs urmează să iasă în 2016. Este vizual inspirat de Sketch și promite a fi o combinație între crearea unui user experience bun, precum și a prototipelor direct în acea aplicație. El va favoriza lucrul cu multe layere, multe artboard-uri, destul de rapid. Deci, să vedem. Probabil va fi un lucru bun. Bun.
Minusuri și plusuri, cred că aici depinde de fiecare, totuși e important pe fiecare, e important rezultatul la care se ajunge. Și fiecare își decide instrumentele cu care lucrează. Workflow-ul în design de obicei arată în așa mod. Sunt sketch-urile, sunt wireframe-urile, mock-up-urile și prototipurile. O să trecem peste fiecare și să vedem ce înseamnă fiecare și ce se face la fiecare etapă. Sketch-urile sau schița se poate face cu orice lasă semne pe o suprafață. Fie asta o cretă pe tablă, fie asta un pix pe hârtie. Ideea și baza schițelor este de a face un brainstorm pentru tine și a arunca ideile de bază pe foaie, pentru a le memora. Ele de obicei nu reprezintă nici pe aproape produsul final, ele reprezintă doar ideile. Wireframe-urile sunt deja mai aproape de produsul final. Ele sunt ca un fel de schițe sau planul pentru a construi o casă. La fel sunt și wireframe-urile pentru a construi o aplicație. Deci având această analogie, putem să înțelegem că nu poți să te arunci să construiești o casă neavând un plan bine detaliat, explicat ce, unde va sta, la fel și în aplicație. Deci, wireframe-uri sunt diferite. Sunt anumite softuri sau aplicații care ne ajută să facem aceste wireframe-uri. Și vom trece peste metodele pe care aloc. Deci, o metodă ar fi să ai tăiate bucăți de hârtie care reprezintă anumite blocuri sau elemente din aplicație sau din website. Nu este cea mai rapidă metodă, dar poate crea ceva distracție, să zicem, în echipa de lucru. Adăugând, modificând, scoțând anumite elemente, putem crea o interacțiune interesantă în cadrul echipei. O altă metodă ar fi crearea acestor wireframe-uri pe foaie, datorită unor, să zicem, rigile speciale. Și ți le poți crea pe foaie, nu numai decât să le tai. Sunt softuri care ne permit aceste wireframe-uri să le facem. Cele mai populare dintre ele ar fi UXPIN, Balsamic, Axure și Proto.io. Ele, la fel, mai pot fi create și în Illustrator, Photoshop, Sketch sau ce în ce lucrăm noi de obicei. Unii, sau cred că cel mai mult, se folosesc de aceleași softuri. Pot fi create și într-un soft de prezentare, cum Keynote sau cum PowerPoint. Ce ar trebui dimensionat la wireframes? Ele sunt de diferit nivel de fidelitate. Un nivel, cel mai jos nivel de fidelitate ar fi pur și simplu blocurile. Da? Să zicem că aici va fi o poză, aici va fi meniul, aici va fi logo-ul, aici va fi, nu știu, acolo ceva noutăți, aici va fi titlul și așa mai departe. Având niște blocuri de nuanțe sure, putem să, în plus la detaliile care le-am avut precedent, putem să evidențiem anumite momente din aceste wireframe-uri, de exemplu by now, de exemplu titlu sau alte elemente. High fidelity text. Deci, dacă avem deja creat textul sau ținem foarte mult ca textul nostru
în primul rând, să fie foarte bun, se creează wireframe-uri cu un text, cu textul final care va fi în website. Dacă foarte mult dorim să evidențiem culorile care vor fi în website, atunci facem acest website cu nuanțele de culori, acest wireframe cu nuanțele de culori care vor fi folosite. Sau dacă dorim sau avem sau ne bazăm pe produsele media, să zicem fotografii, în primul rând wireframe-uri, atunci putem folosi fotografii, să zicem, aproape finale sau care sunt finale în wireframe-urile noastre. Și mai sunt și wireframe-uri care cu interacțiuni. Adică sunt mai aproape de prototipuri și au active link-urile și legăturile între pagini. Mockup-urile. Mockup-urile sunt următorul nivel pe wireframes și de obicei reprezintă designul static al aplicației sau a website-ului. Aici deja apare tipografie, aici deja apar imaginile și toate elementele care sunt aproape finale. Deci, de obicei, ăsta este designul High Fidelity care este prezentat clienților, să zicem. Pe lângă această etapă, mai sunt și prototipurile. Prototipurile deja vin din designul industrial, să zicem. Ele sunt foarte aproape de produsul final. Sunt create în anumite softuri cu anumit cod și plus la mockup-urile finale, la imaginile și efectul vizual, apare interacțiunea. Interacțiunea care este apropiată sau identică cu cea pe care o va avea utilizatorul utilizând. Deci este, practic, un pas sau doi pași de la produsul final. După asta urmează deja implementarea codului. Deci codul este... Prototipurile de obicei se fac în software specializate pentru prototipuri, dar pot fi create și cu cod curat, să zicem. Dar ele sunt separate de varianta finală a produsului. Care sunt tool-urile de prototyping? Deci sunt foarte multe, ele continuă să apară, să se dezvolte. Aici aveți o listă de tool-uri. Eu personal folosesc InVision pentru spațiu web și Pixate pentru spațiu mobile. Celelalte deja depinde de fiecare. Ce cunoaște, necesită un anumit timp. InVision, de exemplu, este foarte, foarte simplu și intuitiv. Altele sunt softuri separate, sunt softuri integrate în website-uri. Ele de obicei necesită mai multe cunoștințe sau anumite cunoștințe în cod, să zicem. Dar asta depinde deja de dorințele, preferințele și interesele proprii. În afară de workflow-ul tipic, mai este un anumit workflow care este Atomic Design. Ce ar fi însemnând aceasta? Aceasta înseamnă să creezi design-ul începând cu elementele cele mai mici. Adică, întâi stabilești care sunt culorile de bază care vor fi folosite. În style-ul de aici stabilești acest lucru. Care vor fi fonturile, care vor fi... După asta mergi la, zicem, aici abstract, la molecule, butoanele, formele de text și așa mai departe. Organismele, să zicem, sunt deja blocuri anumite, sunt template-uri, sunt pagini. Acesta este un model propus de Brad Frost. Plusul acestui model este că această bază o folosești din nou și din nou pentru proiectele viitoare. Adică ai deja creat acest schelet de lucru.
și pur și simplu modifici nuanțele inițiale, fonturile și totul se updatează. Eu trebuie să lucreze cu un anumit cod sau cu un anumit soft, dar totul se updatează prin template-uri în paginile finale. Acesta este plusul. Să facem un scurt rezumat la aceste etape. Sketching-ul, prin sketching facem brainstorm-ul. Wireframing începe să stabilizi scheletul și cu dreptunghiuri și forme brute. Mockup-urile injectezi detalii în wireframe, precum culori, typography și fotografii și elemente de design de tot, vizual. Prototyping adaugi interactivitate la machete prin legarea paginilor și a elementelor din pagină. Prin adăugarea animației, la fel care este uneori foarte importantă. Și development deja este codul în limbajul ales pentru a converti prototipul în produsul final. Web User Interface Patterns. Ce sunt aceste patterns? Cum am vorbit, designul rezolvă anumite probleme. Pattern-urile sunt soluții la probleme, la cele mai tipice probleme întâlnite într-un website. Ele sunt puncte de referire, standarde, pentru experiența utilizatorului. Cam acestea ar fi cele mai importante sau des utilizate pattern-uri din spațiul web. Din lipsă de timp, vom trece rapid peste ele și însemnătatea lor. Este meniu, de obicei, care este orizontal sau vertical. Cel mai des este orizontal, deasupra website-ului. El ne ajută la navigarea prin website. Este caruselul sau slider-ul care conține o animație, conține anumite imagini animate una după alta. De obicei, conțin și un titlu, un text și un buton de acțiune. Sunt mai multe tipuri de carusel. Formele se utilizează atunci când se necesită preluarea anumitui text de la utilizator. Când se necesită la utilizator să introducă anumit text, se folosesc formele. Formele ar trebui să dea și un feedback atunci când este introdus textul, cu anumite sugestii. Sunt mai multe detalii despre cum ar trebui să fie formele ideale, dar vom trece peste asta. Sunt anumite momente promo, unde se promovează un produs sau un serviciu. Este conținutul de bază, sunt imaginile, sunt anumite puncte forte ale produsului sau serviciului, sunt lista de prețuri, cu evidențierea unuia sau a două prețuri, sisteme de prețuri dorite. Sunt contactele care de obicei au harta, au adresa, au o formă de feedback. Sunt taburile care necesită aranjarea textului în mai multe categorii asemănătoare. Și deja dacă trecem la careva elemente existente în piață, este Bootstrap-ul, care ne oferă deja prestabilit multe elemente. Deci este typografii, culorile, checkbox-urile, alertele, formele, bara de navigare, iarăși taburile și toate aceste detalii pe care le necesită. Referitor la mobile, sunt mai multe resurse. Recomand această carte care analizează mai multe, este gratuită, puteți găsi pe UXPIM. Cu cele mai bune practici, să zicem, în pattern-urile mobile. La fel, fiecare platformă are pattern-urile ei specifice. Android are pe Material Design Details. Găsiți dacă căutați pur și simplu pe Google, la fel și iOS-ul. Și aș vrea să concluzionez că nu este UX versus UI, dar este UX and UI. Adică
Doar împreunate aceste două elemente pot lucra bine și, și aduce careva rezultate. Avem aici un exemplu că, să zicem, în contextul spațiului web, designerul decide să includă opțiunea drag and drop pentru un site sau o aplicație cu muzică, cu cântece. Deci, designerul a decis, el a implementat, acesta este UI. Acum, să zicem, utilizatorii aleg anume acest website față de cel al concurenților, anume din momentul că lor le place cât de ușor și plăcut este să-și organizeze muzica și să o asculte. Deci acesta este UX. Vedem cum ele se intersectează și cum doar împreună ele lucrează și dau rezultate. Ca un rezumat general sau ca anumite sfaturi, am ales aceste 7. Să păstrăm interfața cât mai simplă, să creăm coerență și să folosim pattern-urile și elementele bine stabilite, să urmăm un anumit scop în crearea spectrului paginilor, să utilizăm strategii cu culoare și textură, să utilizăm regulile tipografiei pentru a crea ierarhie și vizibilitate, să ne asigurăm că sistemul deja știe ce se întâmplă, când este o eroare sau când se încarcă un anumit fișier, deci utilizatorul trebuie să știe, și să ne gândim la valorile implicite. Deci dacă vorbim de cele forme, probabil utilizatorul este din țara asta sau probabil este de vârsta asta, să venim în întâmpinare și în ajutorul utilizatorului. Cam asta este ceea ce am avut eu de spus referitor la user interface. Dacă aveți careva întrebări, cred că e clar ce este user interface și cum se folosește el.